Am revenit, tratăm în această seară problema maidaneților. Dacă avem o problemă, vom vedea până la sfârșit. Invitații sării, o să încep de această dată cu domnul dr. Benchio Otilo, medic veterinar, colaborator cu administrația locală. Dumneavoastră vă ocupați de câinii de la adăpost. Și domnul Călin Albu, reprezentant al municipalității. Am încercat să punem pe tapet situația actuală. Haideți să urmărim împreună cam ce spun oamenii de pe stradă. Repet, cam cei care erau astăzi pe stradă, ținând cont că a fost destul de rece. Ar trebui să se întâmple cu ei? Păi, în orice caz, nu atanasiați. Deci nu, nu-s de părerea asta. Și ei au suflet. Nu. Adunați într-un loc undeva, zic eu. Dar știți, sunt foarte mari costurile cu întreținerea acestor câini. Da, nu știu ce să zic. Ce crezi că ar trebui făcut cu ei, ca să avem un oraș frumos, curat și fără pericol? Ar trebui făcute câteva centre pentru ei, special amenajate, ca să nu mai fie liberi. Sau să-ți găsească stăpâni. Bun, dar știi că costurile pentru întreținerea unui asemenea animal sunt foarte mari. Se duc bani tot din bugetul nostru. Da, aveți dreptate, dar cum se merg în alte părți, se pot pune și acolo o parte din ei. Ar fi, trebuie să se prindă că în cauza lor multe persoane sunt mușcate la spital și chestii. Să-i prindă, să-i ducă într-un loc. Adică așa liber pe stradă nu mi se pare chiar foarte ok. Și așa. Și ce ar trebui, cât să-i țină acolo? Sau au fost propuneri pentru eutanasiere, pentru sterilizare? Ce părere ai? Păi, unii ar fi drăguț să-i dea spre adopție, că și ea o viață. Deci sub nicio formă eutanasiere, omorârea lor? Nu. Dar castrarea lor, sterilizarea, să nu mai facă pui, să nu se mai... Așa ar fi ok. În niciun caz n-ar trebui să fie omorât sau așa, deci ori așa, ori lăsați, că... Din câte am văzut și prin București, sunt câini care trec strada singuri sau... Nu, deci nu mai sunt accidente sau așa. Și la noi în cartiere? La noi în cartiere ar trebui duși sau separați. Duși în altă... În altă zonă. Undeva mai sigur. Mulțumesc. Păi ce? Ce credeți că ar trebui să facem cu ei? Vă place cum arată orașul cu tot cu câini? Cu câini nu prea. Ce ar trebui făcut? Știu și eu. Ceva ar trebui, asta e sigur. Știți că în afară, în alte țări, nu există câini vagabonzi. Da, ce credeți că au făcut cu ei? Nu știm, ar trebui să ne interesăm așa din... A fost o propunere de eutanasiere, de omorâre a lor și alta de castrare, de sterilizare. Pentru care ați optat? Nu știu dacă eutanasierea e foarte bine, dar... Dacă chiar sunt foarte mulți, nu știu și castrarea dacă ar da rezultate. Sunt foarte mulți, mai ales acolo unde lucrez, sus la grădiniță, sunt foarte mulți. Umblă... Pentru copii. Cum să nu? Ne e teamă. Când mergem dimineața la ora 6 fără 20, plin acolo de câini. Ce-ar trebui făcut? Eu nu știu ce ar trebui făcut, că doamna directoare atât a sunat la primărie și a anunțat. Au venit de câteva ori, dar nu știu, nu știu, chiar nu știu ce este de făcut. S-a propus la un moment dat eutanasierea lor, omorârea lor, sau castrarea, sterilizarea. Care variantă ar fi mai... Mai bine sterilizarea decât omorârea lor. Eu nu sunt de acord cu treaba asta. Nu credeți că am putea scăpa de ei? Adică să nu-i mai vedem prin cartier, să nu ne mai teme când ne ducem copiii la grădiniță. Ar trebui oamenii să țină în casele lor, să nu le dea drumul când nu mai au ce să le dea să mănânce, să le dea afară din casă, să le țină fiecare în casa lui, să le dea să mănânce. Se duc la ghilele, că s-a pușcat atât. Mușcă lumea pe drum. Dar sunt oameni care zic că n-ar trebui să-i omorâm. Nu trebuie, atunci să se muște, să-i ducă la spital, să-i scumpă. Dar e destul de scump. Dar aia trebuie să facă ceva cu ei, te prindă. Ați avut probleme cu haitele de câini? Eu încă n-am avut, că ce faci mă feresc, știi că să mă feresc de ei, că îi văd după cum umblă după picior. Că văd că îi bai, iau o botă și îi dau cu ochi, cu secura. Și cu sar să vă mușă? Mă feresc. Și
Că pot le-i dau eu peste spate, dacă pot le-i dau. Am văzut prin cartiere, da. Și cum vi se pare? Păi nu mi se pare normal. Ce credeți că ar trebui făcut? Poate ne dați o sugestie. Chiar păi, într-un adăpost ar fi bine strânși toți și adunați într-un adăpost, cel mai bine. Fața containerului sunt destui. Ce ar trebui făcut cu ei? Ce părere aveți? Păi, părerea mea, trebuie prins și exterminați. Pe cine are să-și grijească? Păi nu s-ai nimănui, sunt maidanezi. Oh. Nu există să nu fie ai nimănui. Părere prostă. Ce ar trebui făcut? Ce credeți? Spânzurați. Să rămână. Nu știu ce ar trebui făcut, dar nu-mi place, că mi-e frică seara să circul pe drum. Stau în zona strada Apalinei și e plin acolo. Nu. Credeți că ar trebui duși într-un adăpost, da, prinși, eutanasiați, da, castrați? Da, duși într-un adăpost și îngrijiți acolo. Că există adăpost. Am terminat materialul, am terminat de vizionat. Părerile mie mi se par împărțite. Acum sunt extreme și de o parte și de alta. Domnul doctor, ce părere aveți de părerea oamenilor? V-ați aștepta la altceva? Eu am impresia că unii nu știu că există adăpost în Reghin. Într-adevăr, părerile sunt foarte împărțite. Chiar avem aici foarte interesante de la spânzurare, împușcare, da, parte. Dar mulți au zis da, să nu îi omorâm. Foarte, mai ales văd că tineretul zice că nu îi omorâm și e o chestie bună, cel puțin din punctul meu de vedere. Oricum, dat fiind faptul că există acest adăpost în Reghin, câinii sunt aduși acolo, acolo sunt microcipați, adică sunt individualizați prin microcipare, sunt vaccinați, deparazitați și sterilizați. Deci, câinii de acolo, trebuie să specific că nu pot scăpa, deci nu se întorc în zonele vechi, să zic așa, iar nici nu se pot reproduce, dar fiind faptul că sunt sterilizați. Sigur, marea problemă este că se tot adună. Și apară alții și alții. Exact. Și există riscul, la un moment dat, să depășească capacitatea adăpostului? Da, exact. Și în asemenea cazuri, ce se poate face? Păi trebuie să milităm foarte mult pentru adopții, chiar locale sau, dacă nu, externe, dacă se poate, sau s-a și făcut și până acum. Domnul Albu, ce părere aveți de ce au zis reghinănicei pe care i-am prins? Desigur că părerile sunt împărțite, sunt fel și de fel de persoane, unele care... unele iubitoare de animale și... Haideți să fim sinceri, tuturor ne plac animalele. Dar până la urmă e vorba de faptul că sunt prea mulți. Într-adevăr, trebuie să găsim, deci autoritatea locală se confruntă cu această problemă și încercăm să rezolvăm problema câinilor comunitari. Pot să spun eforturile care s-au făcut încă din anul 2008, precum am zis, și până în ziua, până astăzi. Vedem și imagini, adică le văd reghinănii. Ce s-a făcut în această perioadă? O să vă rog să și comentați. Aici vedeți un proiect pe care eu l-am făcut în legătură cu modernizarea și aducerea adăpostului la standarde cerute de comunitatea europeană. Asta prevede constituirea unui adăpost medical în care câinii să primească intervențiile medicale care se cuvin, construirea unui adăpost pentru hrană, realizarea unor boxe și cuști specifice pentru câini, realizarea unei rigole perimetrale a boxelor în care să se scurgă dejecțiile fecaloide și un decantor vidanjabil undeva în partea din spate a zilului în care să colecteze aceste dejecții. Deci este un proiect. Da. S-au făcut aceste demersuri, au început anul trecut în primăvară și pentru lucrările pe care dumneavoastră le vedeți s-a contactat o fundație pentru protecția animalelor din străinătate care ne-a sărit în ajutor cu o sumă considerabilă de bani. Și se poate demara? Lucrarea e 70% încheiată, sunt câteva mici lucrări pe care o să le continuăm începând din primăvara acestui an. Vreau să înțeleg, este vorba de un alt adăpost, pe lângă cel existent? Este, sau îmbunătățirea celui pe care l-avem acum? E îmbunătățirea adăpostului existent încă din 2008.
Însă îi rog pe colegii de la tehnic să ne dea și celălalt material, să vedem cum arată adăpostul acum. Și tot așa v-aș ruga să comentați. Domnul doctor, aveți condiții? Sau s-ar putea mai mult? Sau vă descurcați? Vă rog, asta sunt deja. Condiții, ce să zic eu, cum zicea și colegul, în jur de 70% sunt, mai sunt unele lucruri ce trebuie așa făcute. Arată adăpostul acum, da, sau da, porțiuni. Vedem câteva imagini din construcțiile care s-au realizat. Aceasta este una din adăpostul pentru hrană, aici birou pentru ținerea evidențelor și fișelor individuale a fiecărui exemplar. Masa de operații. De operații, aici adăpostul pentru intervenții medicale, grupul sanitar. Și firma. Da, un banner. Am afișat pe poarta de intrare a depozitului, o ladă frigorifică unde se depozitează, o să vorbim despre asta puțin mai târziu. Unde se depozitează? Vom depozita în alimentele, nu? Bineînțeles. Să nu-și imagineze lumea altceva. Nu. Vă rog. Deci, momentan facem demersuri cu autoritatea, cu direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor Mureș, pentru a putea face rost de alimente de tip SNCO. Asta sunt produse și semiproduse din carne, lactate, brânzeturi expirate, pe care le vom putea folosi ca și hrană pentru exemplarele din adăpost. Dar nu sari iubitorii animalelor că vai de mine le dăm hrană expirată? Hrana respectivă... Haideți să recunoaștem că și dragostea asta față de animale tinde spre un fanatism la unii. Bineînțeles. Trebuie să privim să punem problema în sensul unei găsirii unei soluții viabile ca să nu mai avem exemplare de câini pe stradă. Vreau să vă mai întreb ceva. Eu la un moment dat puneam întrebarea oamenilor făcând referire la costurile cu întreținerea unui animal. Puteți da niște cifre concrete din punct de vedere al hranei? Domnul doctor ne poate spune din punct de vedere medical? Da, din punct de vedere al hranei, alimentația pe zi. Rația zilnică. Rația zilnică a unui câine ar fi de circa 1 kg de granule, dacă facem referire doar la hrană uscată. Haideți să vorbim în lai. Așa, asta însemnă 2-3 lei pe fiecare exemplar pe zi. Hrana. Asta ar fi mai mult vara. Iarna trebuie să... De 70 de lei, dacă vorbim la capacitatea zilului, zilnic. Și, din punct de vedere medical, cât de des se succedă aceste consultații pe care le faceți dumneavoastră, plus tratamentele? Deci, practic, este vorba de ori o muncă zilnică. Deci, practic, în funcție de câți câini sunt aduși de serviciu de capturare a câinilor, cu aceștia lucrăm. Deci totdeauna noi ei venit, sunt examinați, sunt microchipați, sunt vaccinați și așa mai departe. Haideți să facem altfel. Dacă domnul Albu spunea 2-3 lei vara, hai să fie 3-4 iarna, nu? Că bănuiesc că nu-i mai mult. Cât să mai adaugă ca să... pe zi? Deci de la 3-4 lei până unde ajungem? Deci, la un exemplar. Să zicem un exemplar de greutate medie, să zicem o deparazitare să fie vreo 5 lei, un microchip 20, un vaccin 40. Dar nu putem vorbi de aceste date zile, pentru că microchiparea, deci sterilizarea, deparazitarea se fac... Să fac odată la o anumită... Da. Deci vaccin odată, nu sterilizarea odată pe toată viața animalului, să zic așa, că da, se sterilizează normal, o singură dată. Deparazitarea se fac periodic, dar depinde de timpul în care exemplarul este adoptat sau nu. Dacă este adoptat în 3-4 luni, nu mai vine deparazitat încă o dată. Ați văzut, îi întrebam pe unii dintre oameni dacă ar fi dispuși să suportă, știu eu, niște sume în plus la bugetul local pentru, mă rog, să fie alocată pentru îngrijirea acestor animale. Și mai ales tinerii, cum ați remarcat, au spus, da, cum se duc în altă parte, ar putea merge și pentru protecția animalelor. Mi s-a părut chiar interesant faptul că tinerii au fost cei care au militat pentru, hai să zic, o grijă mai mare pentru animale.
V-ați așteptat la asta, domnul Albu? Sincer, nu m-am așteptat. Chiar apreciez tinerii care sunt iubitori de animale și care încearcă și ei să privească o soluție în problema rezolvării situației câinilor fără stăpân. Luăm din nou o pauză publicitară și revenim pe final cu un telefon și cu concluzii, domnilor. Pauză.